Cei ce mergeau înainte îl certau zicându-i să tacă și el mai tare striga, Doamne, Fiule al lui David, miluiește-mă! Iubiți credincioși, cu ajutorul Bunului Dumnezeu înaintăm pe Duhul cel Duhovnicesc al Apostolului Crăciunului, făcând în fiecare zi câte un pas spre îndumnezeire și spre calea Împărăției lui Dumnezeu. Iată cum ușor, ușor se scurge timpul și trece această cărare, acest răstim, apropiindu-ne de Marele Prasnic al nașterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Sfinții Părinți au rânduit în Biserica Mântuitorului nostru, în Biserica drept măritoare, în care suntem mădulare, în fiecare zi, câte o pericopă evanghelică, dar mai ales duminica, câte o pericopă evanghelică din care gustând să ne hrănim, să ne folosim, să ne fie nouă cuvântul lui Dumnezeu, luminare și întărire în drumul vieții, în drumul Mântuirii. Astăzi, iubiți credincioși, Sfinții Părinți ai Bisericii lui Hristos au rânduit o pericopă evanghelică frumoasă în care Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, tămăduiește pe lume. Vedem cum Fiul lui Dumnezeu vine și vindecă, vine și tămăduiește, vine și izbăvește sufletul care este încărcat, împovărat și care strigă cu credință. Iisuse, Fiule al lui David, miluiește-mă! Iubiți credincioși, Mântuitorul Iisus Hristos se îndrepta undeva spre cetatea Erihonului, pentru că acest om care cerșea, spune cuvântul Evangheliei, că se afla în poarta cetății Erihonului. Și auzind de multă gălăgie și multă zarbă în preajmă, a întrebat pe cei care mergeau în mulțimea ce se întâmplă. Și atunci unul din mulțime i-a răspuns lui că se apropie să intre în cetate Iisus Nazarenean. Atunci orbul se îndreaptă către acea mulțime, către acea gălăgie și strigă de departe, Iisuse, Fiule al lui David, miluiește-mă! Cei care erau înaintea mulțimilor îl certau și îi spuneau, taci și nu mai țipa, nu mai striga. Însă el și mai tare striga, Iisuse, miluiește-mă! Și auzindu-l, Mântuitorul Iisus Hristos a poruncit să fie adus la el. Și l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Iar el a răspuns scurt, să văd, Doamne. Și atunci Hristos i-a răspuns, vezi, credința ta te-a mântuit. Iubiți credincioși, credința fiecăruia dintre noi trebuie să fie o credință care să iasă la suprafață. O credință prin care, chiar dacă oricine va veni la noi și ne va face sau va încerca să ne oprească de la a mărturisi dreapta credință, de a mărturisi adevărul, să nu ne oprim. Vin în zilele noastre
mai mulți ca cei ce erau în mulțimea care îl urma pe Hristos și spunea orbului taci. Vin în zilele noastre mai mulți ca aceia și vin și ne spun ori de câte ori căutăm să mergem la biserică, de câte ori căutăm să ne rugăm, de câte ori căutăm să facem o sfântă cruce înaintea Sfintei Biserici, a Sfintelor Icoane, când vedem un frate al nostru căzut și dăm un sfat bun, sunt aceia care vin și ne spun taci. Și mulți dintre noi ne rușinăm, crezând că facem un lucru rău. Mulți dintre noi ne oprim și nu avem curajul, nu avem îndrăzneala de a striga și mai tare adevărul pe care îl avem și pe care îl păstrăm și pe care trebuie să-l dăruim mai departe urmașilor noștri. Nu trebuie să tăcem. Nu trebuie să ne rușinăm. Nu trebuie să punem capul în pământ, ci trebuie să urmăm sfatul Mântuitorului Iisus Hristos. Îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cel care se va rușina de mine în acest neam păcătos și desfrânat și Fiul lui Dumnezeu se va rușina de el când va veni înaintea tronului de judecată. Iar cel care mă va mărturisi în acest neam păcătos și desfrânat și eu, Fiul lui Dumnezeu, îl voi mărturisi pe el înaintea tronului slavei lui Dumnezeu. Nu trebuie, iubiți credincioși, să ne temem sau să considerăm credința noastră ca ceva rău. Și trebuie, iubiți credincioși, să urmăm pilda acestui orb al Ierihonului, care, auzind de Iisus din Nazaret, uită de neputința lui, de starea în care se află, se îndreaptă către Hristos și îi spune, Iisuse, miluiește-mă! Când este oprit și mai tare strigă, Fiule al lui David, miluiește-mă! Și astfel, persistând în credință, în rugăciune, Dumnezeu va provoca asupra noastră. Fiecare dintre noi, iubiți credincioși, avem neputințele noastre, avem slăbiciunile noastre, avem încercările noastre, durerile, bolile noastre, frământările noastre. Fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, ridicăm ochii la cer și strigăm, Doamne, miluiește-mă! Fie că-i boală, fie că-i necaz, fie că-i pagubă, fie că-i neînțelegere, fie că este orice fel de încercare a vieții acesteia. De cele mai multe ori, strigăm o dată, de două ori și ne oprim. Nu continuăm. Nu rămânem perseverenți în rugăciune, așteptând ca Dumnezeu să-și întoarcă privirea spre noi și să ne cheme la El și să ne întrebe ce vrei să-ți fac. Nu că n-ar ști. Nu că n-ar ști Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Pentru că așa cum spune Psalmistul, și pe cele încă nefăcute, Doamne, de mine, Tu le știi că sunt scrise în cartea vieții mele. Pe cele încă nesăvârșite, Tu le cunoști. Pe cele încă negândite, Tu le știi. Știe Dumnezeu fiecare clipită și fiecare frământare a vieții noastre. Însă Dumnezeu așteaptă de la noi rugăciune, așteaptă de la noi să-L mărturisim lumea aceasta greu încercată, așteaptă de la noi să fim oameni statornici
în rugăciune și în credință, așteaptă de la noi Dumnezeu să fim cu adevărat fii răbdători pentru crucea pe care am primit-o în viața aceasta spre mântuirea noastră. De vom răbda și de vom călători în fiecare zi a vieții noastre cu rugăciunea, cu răbdarea și cu cugetul nostru în a-L descoperi pe Dumnezeu, va veni și ziua aceea când Dumnezeu ne va întreba ce vrei să-ți fac. Și atunci vom cere de la Dumnezeu pe cele care le avem de trebuință, de nevoie. Iar Dumnezeu ni le va da pentru că va spune, fie-ți ție după gândul tău, după dorința ta, după cererea ta, căci credința ta te-a mântuit pe tine. Iubiți credincioși, în jurul nostru am întâlnit fiecare dintre noi, o dată sau de mai multe ori în viață, un om, un om lipsit de vedere, călătorind în stânga și în dreapta, la serviciu, spre casă, la piață sau unde avem trebuință, întâlnim tot felul de nefericiți, întâlnim însă și astfel de oameni care și-au pierdut vederea sau care s-au născut noi. Acum 2000 de ani, când a venit Hristos, era de necutezat a îndrăzni să crezi că un om născut sau rămas de-a lungul timpului vieții sale ori mai poate să vadă. Ne aflăm în mileniul al III-lea, în secolul al XXI-lea și a îngăduit Dumnezeu ca știința printr-o operație cât de cât de mică asupra ochiului bolnav să îi se redea acestuia vederea. A ajuns știința, prin binecuvântarea lui Dumnezeu, să ne ajute enorm de mult. Vedem oameni care sunt orbi sau oameni care au o altă nefericire a vieții, că devin oameni înțelepți, devin oameni răbdători, oameni rugători, oameni care, dacă odinioară au avut o viață mai neplăcută lui Dumnezeu sau o viață necreștină, necazul și suferința îi schimbă, îi face altfel, îi face să aibă compasiune, îi face pe acești oameni să fie luminați și înțeleți. Însă, nu această boală trupească a nevederii este un lucru care pândește la colțurile străzilor și la colțurile vieții noastre ca să ne piardă și să ne îndepărteze de la drumul către împărăția lui Dumnezeu. Ci orbirea cea sufletească, orbirea cea duhovnicească este mai rea, este mai grea și este o povară peste omul care o poartă pe aceasta. Orbirea sufletească, iubiți credincioși, este starea în care, ajungând noi oamenii, uităm că suntem fiii lui Dumnezeu. Uităm că Dumnezeu ne-a creat pentru rai și pentru veșnicie. Uităm că am fost scoși din rai în pământ pentru neascultare. Uităm că rostul vieții noastre pe pământ, darul cel mai frumos pe care Dumnezeu îl face omului viața, este acela de a urma lui Dumnezeu, de a-L găsi pe Dumnezeu, de a rămâne cu Dumnezeu vremelnic aici pe pământ, ca atunci când plecăm din viața trecătoare veșnic, să rămânem cu El în raiul pe care ne l-a pregătit.
uităm că trebuie să iubim. Uităm că trebuie să privim în stânga și în dreapta cu sufletul deschis, cu inima largă, cu gândirea că orice faptă bună pe care o lucrăm, o lucrăm tocmai pentru ca sufletul nostru să aibă trecere și îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu, când ne va întreba ce vrei să-ți fac. Și noi vom cere de la El, Doamne, mântuiește-mă. Să nu ne rușinăm când ne vom înfățișa înaintea Lui pentru multele noastre păcate și să nădăjduim pentru multele noastre fapte bune de iubire care să învăluie păcatele cele multe și să nădăjduim la mila Lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Să dezlegăm această orbire duhovnicească, fraților, prin rugăciune necontenită. Cum spune Sfântul Apostol Pavel, rugați-vă pururea. Rugăciunea să nu o dăm la o parte niciodată de la noi. Gândul nostru la Dumnezeu să nu se întrerupă niciodată. Milostenia, într-ajutorarea celui care este lângă noi, nu numai într-ajutorarea cea materială să fie ca un țel, ca un obiectiv al nostru, pentru că vom veni și vom spune, nu am cele de trebuință pentru mine, cum voi putea să-i ajut pe cei care sunt în neputințe mai mari? Dacă vom da, Dumnezeu ne va da. Dacă vom face milostenie, Dumnezeu se va milostivi și ne va răsplăti jertfa noastră, cum știe El mai bine. Dar, dacă vom căuta să dăm lucrul cel mai de preț, cuvântul lui Dumnezeu, un sfat bun, o rugăciune pentru cel care este în neputință și în necaz și în suferință, atunci Dumnezeu cu atât mai mult va răsplăti acestui om cum știe El mai bine. Pentru că a da un sfat, a te ruga pentru aproapele tău, nu pierzi nimic, nu ai nimic de a păgubi din avuția ta, este o povară, ci este un câștig imens pentru sufletele noastre, pentru păcatele noastre cele multe, pentru nădejdea mergerii noastre la veșnicie, la raiul care ne așteaptă pe fiecare dintre noi. Această orbire duhovnicească să se ducă de la noi, iubiți credincioși, spovedindu-ne nu numai în cele patru posturi mari de peste an, ci mult mai des, spovedindu-ne atunci când facem un lucru, un păcat, o faptă care să macine conștiințele noastre. Să venim la duhovnic să-i cerem dezlegare prin gura și mâna acestuia de la însuși duhovnicul cel mare, Hristos. Iată, suntem în timpul postului. Suntem într-o perioadă de zidire duhovnicească, de înălțare a sufletelor noastre la Dumnezeu. Să căutăm ca timpul rămas până la nașterea lui Hristos să fie un timp folositor de trebuință pentru fiecare suflet în parte. Fiecare dintre noi să căutăm postul, rugăciunea, fapta bună, să ne apropiem de Dumnezeu. Ca atunci când pruncul Iisus va bate în poarta ieselei din Betleem
dorind să se nască, va bate în poarta și în ușa fiecăruia dintre noi în parte și ne va întreba pe fiecare: cum te-ai pregătit tu, omule, suflete, ca să mă primești, să primești venirea mea la tine? Cum ai pregătit tu, suflete, calea de a-L primi pe Dumnezeu în viața ta, în casa ta și în familia ta? Ce ai făcut tu bun în timpul acesta ca să sălășluiesc în ființa ta? Și fiecare dintre noi, când va veni Crăciunul, va răspunde după conștiința lui, după inima lui, după lucrarea faptelor lui. Unul poate a fost mai răfinitor, altul mai puțin răfinitor, altul poate a fost indiferent, altul nepăsător și așa mai departe. Fraților, să nu fim nepăsători și indiferenți. Să lucrăm lucrarea cea dreaptă și cea bună, ca să-L primim pe Dumnezeu în sufletele noastre, în casele noastre, să-L primim pe Hristos în viața noastră, în ființa noastră, întreg și așa cum El ni s-a descoperit, să ne fie bucuria Crăciunului, bucurie sfântă și desăvârșită, și să fie pentru fiecare în parte strigarea pe care o facem la Dumnezeu: Doamne, miluiește-mă! Răspunsul să fie cel care l-a primit orbul din Evanghelia de astăzi, când a fost întrebat: ce vrei să-ți fac, să văd, să mă mântuiesc? Și noi să-i cerem: Doamne, să ne mântuiești pe toți, iar El să ne răspundă: după credința voastră, să mergeți la împărăția mea împreună cu Sfinții. Amin. Se trăiește, Părinte.